Salutare și bine ați venit la un nou episod de Ark Survival Evolved cu Nelu Căprior. Bună să vă fie inima, dragilor, bine v-am regăsit într-o nouă casă. Într-o nouă casă, da. Păi, îți place? E sexy, sexy, multă lumină, foarte multă lumină. Nu ești de acord cu această lumină? Pentru că putem acoperi sus, să știi? Adică dă-mi feedback. We can do something about it. Nu știu. Like, eu sunt... E ok, în regulă. Ne? Îți place? Ok, bine. Am zis un skylight, ceva naturel acolo, frumos. Hai să... stai. Hai să-ți dau ceva de aici frumos, imediat două secunde. După am cadou pentru tine. Apropo, good job, îmi place cum ai aranjat astea. Foarte inteligentă ideea de a le pune în șir indian pentru a economisi spațiu. Iar aici, superb, place. Îmi dă Minecraft vibes. Like. Yes, am pus semne și pe aici, în partea dreaptă, am pus chestii gen armură, chestii mai puțin folosite. Genial. Arme, chestii și aici au oarecum materiale. Mai avem una care e neorganizată asta din dreapta de tot. Da. Cum îți da? Uite, îți spun aici în ăsta, îți spun cantinul. Dai cantina? Yes. Ah, și eu trebuie să... Ok, bine, stai așa și pun sticla, apropo. Cable management? Ai tras o privire la ea? Nu m-am uitat la cable management. Mamă, ce frumos e! Stai să ieși pe afară să mă uit pe sus. Wow! Dar aici este că nu se vede. E pe sub birou, e cu... Ai, cu fița, mă! Ia uite, tot așa cotit. You like? La asta. Da. Ma, aici n-am ce să-i fac, așa apare el. Pui, bine, nu, e ok, dar e ok. Am zis că arată fain. Așa, ce? Zis ceva. Și mașina, o vezi pe interior doar. Nu mergi cu capul pe afară când conduci. Da. Așa și asta. Dar am o treabă, am o eroare. Că trebuie să mergem să umplem cantinele cu apă. Hai să mergem să umplem cantinele cu apă. Și vei observa și eroarea. Hai să închid ușa după noi. Da. Un testos nou. S-a umplut cantina. S-a umplut. După care, dacă ne întoarcem înapoi. Stai să-mi umplu și eu cantina două secunde. Bam. Okay. No. Se umple singur, da? Așa. Nu știu. Nu trebuie să apeși. Stai că apar nu. No, cred că se umple singur. Trebuie nu să țin apăsat. Apare acolo cu verde, nu apare cu verde? Nu știu. A, trebuia să stau în picioare și să apăs asta, măi, așa. Ok. Că... Și dacă ne ducem acasă, putem observa că, deși avem două scări, avem decât o singură intrare. A, ok, da, am văzut și chestia asta, că e... Da, asta, băie, nu le putem avea pe toate, e ok. Ba da, putem. Și mă gândeam să cer o părere aici. Ce crezi? Să punem bine, nu neapărat acum. Să mai punem încă double doors în dreapta sau să punem un dino gate direct major pe interior și ar merge foarte bine cu pillarii din dreapta și stânga. Cum crezi tu că ar fi? Ia, stai să ne uităm la dino gates de curiozitate să vedem dacă e pe partea cealaltă, e în dreapta, pe care bagi ar. Nu, mă uitam că, spre exemplu, am putea să punem una de metal ca să dea bine cu sera. Oh, adevărat? Da, frumos. Behemoth și metal, da, nu văd. Mai mult de atâta, mai avem pe aici? Ia, stai. Dar cred că ar arăta mai bine, nu? Ce ar meu? Ar arăta mai bine, zici? Un dino. Da, sigur, n-am... Mm-hmm. Ui să văd dacă mai avem și alt fel de... Nu cred că mai avem. De adobe. Și fraților, am pus pe lateral pe aici un dino gate pentru Argentavis. Așa putem să intrăm și noi cu Argentavisul, a mărit înălțimea tavanului și practic acum putem să intrăm cu orice, punem lângă cufere și putem descărca. Ceea ce ne face nouă viața mai ușoară și Sky... Fii atent la asta. Fii atent, scara asta. Mai așteaptă un pic că nu-l găsesc. Bă, vreau și eu un râd din ăsta de la aitul pe spate. Da. Dar nu mai știu dacă e ăsta. Ce? Pus pe aici. Care? Unde? Păi avem două. Minex ne-a făcut cadou că a văzut că tu-ți dorești un ăsta. Păi da, bă, dar și... să ne-l fi luat noi, mă. Păi ne luăm și noi, dar până ne luăm, hai să ne bucurăm de cadou altuia. Da, bine, gata. Ok, gata, șef, ce să mai... Și mergem să luăm, am învățat cum să luăm. Dar nu știu, nu l-ai pus pe aici, nu? Ce cauți? Ce vrei, zi mie. Păi să-l caut. Un craiopod. Aici, sunt amândouă în frigider. Unde? Atunci al de acolo. Sinomacrops și Babi 2 că... something, Sarco.
Cred că e Sinomacrops. Ăsta este Sinomacropsul. Ok, le-am pus la frigider pentru că am văzut că în frigider țin mai mult cumva. Să știi că n-am idee cum se folosesc cryopodsurile. Pun și blu-l arunci pe jos? Da, Pokémon. Click drept. Nu. Click stânga. Gotta catch em all. Ala e, bobița. Ia, ți-a dus dracu voce. Așa, frumos. Aoleu, stai că nu știu, stai să-i pun nume. Stai așa, stai că e foarte important. Nu. Este. Și mergem și ne luăm. Fii atent. Da, dacă da. Luăm chitină la noi, trebuie să umblăm după curul lor și să le punem chitină în inventar. Și gata nostru. Deci easy peasy ne mușc cu easy. Da. Stai așa, options. Change name. Ia uite ce s-a căcat la noi în camera aici. Deci dacă ai să vezi ce viață e cu ăsta micu, doamne. Ai mai folosit? Eu n-am mai folosit până acum. N-am mai folosit. Nu știu ce tastă trebuie să... Se pare că... Hai afară că spun tot. Ok, bine, calm. Bani, e cel mai tare lucru din arc ăsta. Da, bine. Da. Deci, ce mă afară, iată. În primul și în primul rând. Aha. Dacă ții space-ul activat, apăsat, vei zbura foarte mult și în dreapta vei avea stamina. El fiind de level mare, stamina, crede-mă, e aproape e neterminabilă. Aaa, da, și de level super mare. E vreo 380-370. Acum, următoarea e, urcă sus de tot. Aha. E 355 altă, uite. Deci în stamina trebuie să punem, că mai văd că mai are 13 niveluri. Da. Bagă mult pe stamina. Și după aia te aștept sus în cer pentru a-ți arăta următoarea opțiune extraordinară. 2300. Stai că eram curios să văd și de viață un pic. Dar ok, dacă e doar cu stamina. Eu cred că nu ne mai trebuie păsări decât dacă vrem să cărăm ceva. Altfel ne duce și până în deșert ăsta. Fără stres. Deci aș... Du-te sus de tot. M-am dus sus pe acoperiș, așa. Nu, mai e în aer. Ah, ok, așa, bun. Ține space apăsat cu încredere, nu-i problemă. Așa, 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 bun. Dai. Așa, următoarea este asta. Apeși W și după aia apeși C, dar să n-apeși space. Și apeși C. Ăla e tati, planer. Ăla e tati, dar tu știi cum plan. Doamne, deci te chinui de el să coboare. Deci mi se pare genială. Iar dacă apeși asta X, va face pe o parașută. Va face pe parașută. Asta X e parașută. Asta dacă vrei să cobori rapid. De cât de cute e. Genius. Cât de simpatic. Nu ai plecat, gata, te-ai dus, nu? Nu, sunt înapoi pe acoperișul nostru. Ok, ce mănâncă el? Cărniță, presupun, nu? Să-i dăm niște cărniță. Nu, mănâncă chitină. Doar chitină, strict chitină? Doar chitină, da, din câte am aflat de la băieți, doar chitină mănâncă. Bine, stai că avem pe aici unde, uite, asta, un cufăr de chitină, să-i dăm la băiatul acolo, să nu stea... Și mai mergem în deșert și mai luăm. Ok. Ca idee. E mișto că poți să sari de la înălțime, apeși asta X și face pe planorul. De fapt, nu pe planorul, pe parașuta, pardon. Genius! Este că sunt totuși curios, chiar nu... Da. Chiar nu vrea cărniță? Eu de chitină am aflat. Acum, dacă vrea cărniță, băgă și niște cărniță. Doar așa de curiositate. Uite, ți-am pus niște fructe aici, în caz că vrești. 38, un picuț. Da, mă, preferă chitina în loc de carne. Yep. 4, 38. Stai să mai așteptă. Da, ok, bine. Deci fără carne, doar chitină. Dacă vrei putem să mergem în junglă și să-i luăm. Luăm chitină la noi, pac, și mai îmblăzim câțiva să avem acolo eventual. Nu mai sigur. Îl folosim acum pe ăsta. Bun, păi Sky, îi dăm drumul, fraților, urmărim un T-Rex. Întrebarea mea pentru tine ar fi, tu ai stai că eu nu le-am arătat copiilor aici ce ai lucrat tu afară cu Pulmino. Deci avem trei femele și un mascul și credem noi că Pulmino ăștia nu prea fac ouă. Deci noi am fi vrut ouăle de Pulmino pentru T-Rex, da? Drept urmare, am luat și o grămadă de Dodo. Stai. Ca să încercăm să vedem dacă suntem în stare să facem rost de un oviraptor. Mane, dar ai luat, adică cred că a cărat argenta visul la Dodo.
Mai sunt extraordinar de ușor de domesticit, adică un singur dart și după aia gen 10 da. Cum se cheamă? 10 10 10 narco. Narco, da. Ala la alte mai. Care? Mure, nu știu cum puii mei le cheamă acum, nu vine. Înțelegi tu ideea. Ah, ok, Major Berries. Major Berries, yes. No, și uite, deja avem 5 ouă numai acum cât am stat aici și mai avem încă 4. Deci avem 9 pentru un Oviraptor. Oviraptorul se pare că nu e nevoie de level mare, poate să fie cel mai mic level, chiar este indicat un level mai mic ca să îl domesticești mai repede. No, ok. Oh, ah, ok. Wow. Asta e interesant. Și să n-ai nevoie de multe ouă. Și luăm un Oviraptor, îl trântim aici în bază. Și știi ce aș mai vrea să las din astea acasă, că-s prea mult. Și îl punem pe Wander. Se pare că știi că atunci când îl pui pe Wander, el se plimbă de nebun. Poți să-l pui pe Wander, dar să-l împli în inventarul cu ceva foarte greu, să nu se miște. Gotcha. Ca să să-i faci țarc sau ceva. Și îl punem în mijlocul Pulmino. Teoretic ar trebui să meargă treaba. Ok, bun. Tu vrei T-Rex. Da, eu vreau și eu T-Rex. Dar aș vrea mai întâi de un Oviraptor ăsta, să vedem dacă într-adevăr merge. Nu știu sincer de unde Dumnezeu i-am face rost de un Oviraptor. Eu nici știu cum arată Oviraptor. E o chestie super micuță, mai micuț decât un Dilo. Mă tutui că poate iese vreun wow din fundul ăstora. Da, nu vor așa. E o chestie super mică, mai mică decât un Dilo și care se sperie foarte ușor de noi. Unde am mai văzut, fix când ne-am dus atunci în junglă, ne-am murit repede. Ok. Gen, am văzut unul pe acolo, am mai văzut unul și pe aici, pe undeva în apropiere. Poate că ar trebui să ne ducem cu... Nu mai știu dacă... Să mă uit să văd cum arată, că na, dacă mă duc la vânătoare și nu știu cum arată... Da, păi și nu ne trebuie doi? Nu. Unul singur, care să... Ah, așa, nu? Stai că mă speriasem că știam că avem un pteranodon mai mare și mă speriasem că zic... Ah! Da. Oviraptor, ok. Melee damage. Cine... Ok, gotcha. Unul singur. Bun. Păi, mergi cu Ptera? Nu, mergem cu Nu știu dacă Pteranodonul poate să ia un Oviraptor pe sus. Ideea este că vreau să-l găsim mai repede, știi? Ok. Ai toată... Stai că n-am luat ouăle, stai că-s prost. Păi, dar nu cred că merge. O să testăm, o să... Testăm, ok. Bine, atunci amânăm T-Rex-ul. Eu la mine poate reușim să vă luăm și să începem T-Rex-ul astăzi, nu zic nu. Dar așa foarte, s-ar putea să putem super rapid să scăpăm de asta, știi? Și okay, dacă scăpăm, okay, îl ducem în bază, bam 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 și după aia ne facem de cap. Sper că nu cu el. Cu T-Rex-ul. Bun, deci avem astea. Două secunde, că am în câteva lucruri. Da, eu mă duc să caut parte. Că poate. Era un Dilo. Încă un Dilo. Cheratine, cristale. Trebuie să mă învăț un picuț cu astea. Unde le-ai pus cu lemn, cu toate cele. Gata, mai văd că un animal de ăsta mai mic, gen Dodo, merge luat pe sus cu Pteranodon, which is nice. Da, doar că ăla e mai mare un pic. Păi e mai mare un pic, dar doar un pic. Încotro te-ai dus? Te-ai dus spre muntele de Argenta? De Argi? Nu știu să spun cum. Deci cum te uiți la... Da, la Smiley? Nu! Cum te uiți la Smiley în stânga, corect, da. Ok. Deci în loc să mă duc înspre deșert, m-am dus în partea cealaltă. Am înțeles. Ok, bun. Ai idee ce biome preferă băieții ăștia? Așa, random plajă, cred că, sau ceva? Da, cred că e peste tot prin zonele astea mai calme. Aha. S-a agățat un pic. Ți-am zis, adică am văzut unul și pe aici, pe la noi. Am văzut unul și prin junglă. M-am uitat pe wiki și wiki-ul nu zice. Uite, tocmai am realizat că nu am citit bine aia de wiki. Fuck. În ce sens?
În sensul că pe wiki îți dă culori, știi, unul este foarte des întâlnit, unul este foarte rar întâlnit și nu știu ce. Și eu vedeam că e doar culoarea de foarte rar întâlnit și zic, a, păi cum, și nu e des întâlnit pe nicăieri? Și acum realizez că de fapt da, asta e, că e rar întâlnit și atât, punct. Ah, ok. Well, that's no bueno, dacă e rar întâlnit. Nu știu, tu ai uitat, te-ai uitat pe Google, presupun. Și Dumnezeule, m-am întors înapoi la baza noastră, fii atent. Dacă te uitai, dacă l-ai văzut pe wiki, că ai zis că te-ai uitat să vezi cum arată. Să văd cum arată doar, da. E acolo o hârtuță și îți arată exact unde îl găsești. Ia să vedem. Mai rar. Eu m-am uitat direct la poze, dar nu vreau să zic asta. Dar e ok, nu, e ok, nu e regulă. Nu, eu de obicei mai și citesc. Nu, asta e o minciună, trebuie să... Nu, lasă, mă afund mai rău, mă afund, lasă așa. Nu am foarte multe informații aici. Aha, habitat, ia să vedem. Da, și teoretic prin zonele astea mai calme. Teoretic. Da, deci nu muntoase, ci plăjoase. Asta preferă domnul. Plăjoase, foarte bine zis, plăjoase. Love it. Da. Aha! Am și harta noastră și văd pe unde îl putem găsi. Dincolo de Smiley, pe partea cealaltă. Serios? Pe stânga. Acolo e cu roșu. Și roșu înseamnă rar la dracului. Stai așa. E ok, păi nu o, să, nu o să-l găsim mai des decât rar. Aia e problema. Hai, ok, hai pe partea cealaltă. Nu, am găsit cu verde. Am găsit, știu unde? Știu, da, știu. E dincolo de muntele cu zăpadă. L-am găsit cu verde. E verde și zice common. Sau... Deci știu unde să mergem. Okay, problema e că... Vinem spre bază și ne întâlnim. Ok, problema e că eu nu știu dacă îl ia băiatul ăsta. Și eu am mari dubii că nu-l va lua. Și dacă mergem până acolo, trebuie să stea unul de 6, 45 de minute până să întoarce altul cu argenta visă. Eu zic o să-l ia. Vrei să te... Fii atent. Putem să testăm pe un dilo. Dacă putem să luăm pe sus un dilo de-al nostru, eu zic că putem să-l luăm și pe ăla. Ia, hai să vedem. Reîmprospătează-mi memoria. Dilo e scorpionul? Nu. Nu, Dilo sunt ăștia mici. Da, mă, uite, merge să luăm un Dilo. N-are cum. Deci nu se poate. Merge, a, la merge. Ăștia micii raptori? Da, 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 micii raptori, exact. Și, păi da, da, ăla e un pic mai mare, măi. E mai mic decât un Dilo. A, mai mic? Și da. Zici tu că merge Dilo, ai testat. Da, okay. Tocmai ce am luat un Dilo în gheare și a mea. Deci stai, dincolo de, dincolo de Smiley sau? Da, iau în stânga. Hai că vin și eu acum. În stânga către pilonul cel mare, probabil, mă gândesc. Exact, exact. Trebuie să trecem peste el și dincolo... Da, trebuie să mergem ceva, n-avem ce să facem. Și dincolo este zona verde. E common spawning area. Mm-hmm. Băi, dar cum să găsesc? Băi, fix ce căutam. Ce? Când trece pe la Smiley, 3 FPS-uri mare. Păi nu mai te ciocolii liceșiți. Păi trebuie să fac un mic popas pe la el pe aici. Un pic pe stamina. Am înțeles, am înțeles. Al meu e mai obosit așa, Olec. Mamă, dar ce tare că am găsit fix harta pe care noi jucăm. The Lost Island. Păi nu, din moment ce e acum oficială. It's official. Hai, mă, odihnește-te. Tu ai trecut de insulă, nu? Insula am trecut de Smiley. Și okay. Mă îndrept către pilonul respectiv și încerc de asemenea să zbor jos de tot. Ok. Să zbor cât de cât jos de tot ca să... Ca să ce? Ca să, că poate dau de el. Ah, gata, gata. Ca idee, ca idee. Acum pe plajă, proiești deasupra plăjii sau ai trecut, e cu roșu. Mhm. Deci noi trebuie să ne ducem la 10 cu 40. Asta este. 10 cu 40. Latitudine 10, mamă, longitudine. Aha, 40. Deci mai la dreapta un pic. Ok, ok. Da. Uite, am găsit un galimino. N-are. Aici într-adevăr ai avut dreptate. Trebuie neapărat ptera pentru că argiu... Un episod de o oră jumate, de obicei e cam plictisitor. Dăm un live-ul după aia. Da, da, da. Simt că dacă ne ducem în partea aia, o să avem parte și de niște T-Rex și așa. Bă, cu ocazia explorăm și noi harta un pic. Adevărat, da?
Stai că am găsit o găurică aici. Mă bag în găurică? Cred că te las. Ok, asta a fost tot pentru astăzi. Eu nu mă bag în... What the fuck? Nu mă întorc că nu văd găurica din partea cealaltă. Asta-i semn de bine, mare. Nu văd ieșirea. Asta e de bine. Mi-e frică. Cu zăpadă. Wow, what the... Ok. Ce Dumnezeului e aici, Sky? Nu știu. Deci, eu îți dau coordonatele. 30 cu 30. Ce e la 30 cu 30? Păi nu știu, că eu nu sunt acolo. Stai. Pe lângă că am văzut un T-Rex și avem și zonă de pus capcane, avem doi T-Rex la 30 cu 30. Putem să ne întâlnim aici? Bă, că sunt un mod surprinzător destul de aproape, stai. 30 cu 30, da. Da, deci avem doi T-Rex, cum ai zis, deci putem să venim aici cu T-Rex și văd că băieții și-au pus deja niște capcane, dar nu pentru T-Rex, ci pentru Argenta. Și sus pe... Mamă, ce frumos sunt T-Rex ăștia. Și sus pe munte... Cristale, ce-or fi ăla? Arată foarte interesant. Mă uit de tine, dar nu te observ. Văd un mic castel acolo, sus pe munte. Castel e ăla? Ceva cu alb, corect? Da, presupun că e acoperit de zăpadă. T-Rex și ei văzut pe jos? Ăștia doi? Nu, în schimb am văzut o grămadă de raptor și nu m-a încântat absolut deloc. Mani, sigur, sunt la același 30 cu 30? Păi n-am urcat sus pe munte. Stai să... Ok. Sunt încă... Nu mă! Sunt niște brazi foarte albi de la zăpadă, asta se vede, dar arată atât de interesant de... Ok, da, de la distanță. It is very nice. Screenshot! Da, mă, nu te văd, deși chiar nu te văd. Da, mă, ești la castelul ăsta aici. Oh, you are freezing, fuck! Nu e de bine. Sunt în ăla de deșert în puii mei. Da, bă, am uitat să le schimbăm. Well, asta este. Pleci de la tropicale, mai uiți. Băi, nene, băi, ești fenomenal că nu văd. Opa, stai că am văzut ceva în apă. Dacă ai idei, sunt foarte mulți T-Rex și am dat de mai mulți în zone deschise unde noi putem să ne punem o capcană, so... Hesperornis, what the fuck? Să e unul care așteaptă. Da. Nu știu, e din ăla, cum se cheamă, de se scufundă sub apă, avem și noi în zilele noastre și prinde pești pe sub apă. Prinde pești? Vreau să zic bătlan, dar nu e bătlan. E că de obicei ăla... Nu, e o pasăre care există și în vremurile noastre. Un fel de, da. Sub apă? Bă, Bobiță, băi, sigur că trebuie să trecem de ăsta de zăpadă? Da, dar iau-o prin stânga, eu am luat-o prin stânga. A, că trebuie să acolo. Și n-am simțit frigul. Zmart. 10 cu 40, cu 40. Da, am o colipe, dar nu mă bag, ce ai? Mai că eu o să îngheț un pic. Ca să ajung pe partea aia. Se strânge, what the fuck that? De asta o colesc pe stânga, mane. Da, măi, okay. Se face pterau mic. Da, am înțeles, se micșorează, da. Se contractă, se comprimă. Da, și ăsta micul de la avem noi pe spate. Exact. Avem pe aici T-Rex și o grău. Aici venim cu T-Rex. Aici, tati, e frumos. Acum nu știu cum îl aducem noi la noi, pentru că ne-am mâncat în curs și suntem dincolo de apă. Cu ce, bă, nu noată? Crezi tu? Nu, că e mai bine să noate decât să luăm o barcă? Am văzut, pe barcă nu merge. Bă, sunt convins că da. Oh my fucking god, am găsit un ou de T-Rex. Oh, da, ia-l! Că poate e ăsta fertilizat. Nu, n-avem șanse să fie fertilizat, dar... El că poate face în kibble. Mare, face în kibble! Rex egg, da. Random, așa, e roșu. Să-l vezi la un kilometru. E mare, nu? E. Dar ia-l că o să ne trebuiască. Am mai văzut aici un castel. Raptor. De 10 cu 40 să nu uiți, da? Aoleu, da, stai că eu mă plimbam ca prost, în continuu. Te-am auzit. Da, 10 cu 40, în partea cealaltă. 10 cu 40, da. Yes. Da, mi-a mirat aici verde. Fierar. Mă uitam, am documentat un pic să văd care e treaba cu micro-raptorii. Da.
Și sunt foarte periculoși în sensul că e o chestie mică, mai mică decât un dodo, care te dă jos de pe mount. Genius. Deci, fiction nu vreau să aud. Da. Este undeva mai mică decât un... am uitat cum se cheamă aia mici de tot. De... Caca se cheamă aia mici de tot. Ăia mici, mici, mai mici decât un dodo care vin în grup. Doamne. Bă, nu știu, nu știu. Mici raptor, aia e minus nano raptor. Habar n-am. Da, mă rog, e o chestie cu aripi mai mică decât un dodo, microraptori ăștia care te dau jos de pe cal. Which is not nice. E foarte urât din partea lor. Am găsit un pachy. Ți-am zis că ți arăt cum arată un pachy, nu? Stai să-ți fac un screenshot. Da. O să-ți dau un privat după aia. Eu m-am ajuns pe plajă aici, o survolez un pic. Că ai râs de mine că nu e adevărat, că n-are cum un pachy să fie cu o cască. Trebuie să recunoști că sună dubios. Da, e un dinozaur care are o bască. E o cască de asta de biker. E și cu țepe așa, e interesting. Ce să zic aici, e funny. Sună funny. Mamă, vai, deci... dacă dă frumos aici prin junglă. Am zis că poate facem o incursiune rapidă și uite cum stăm ca proștii și ne plimbăm. Rapidă? Eu tot ce am auzit a fost incursiune. În necunoscut. Mă, dar e frumos pe aici. Și te-ai găsit ou de rex, adică... Puteți? Eu nu am cu asta cu keyboard, nu prea am făcut keyboard până nici acum. Nici, o să facem buba, știi care e, că n-avem legume din alea stupide. Porumb și stai, nu te mai hazarda atâta, Sky. Așa, de ce? Că am găsit eu în mlaștină. Așa. Niște rare mushroom. Bravo, dar tot ai nevoie de legume. Da, le-am văzut în frigider, e ok. Vina dracului, că am uitat de legume. Da. Acolo nu știu ce să facem. Nu știu, mai vino și tu cu inputul tău. Am venit cu rare mushroom, am venit pe aici. Bă, bă, da. Adică, na, oameni suntem. Mă, dar ce greu e de găsit băiatul ăsta. Băi, e super greu de găsit. Nu înțeleg de ce. Parcă văd că, de fapt, trebuie să ne ducem în junglă de nebuni. Am intrat și prin junglă, dar... Văd o grămadă de dodo, dar nu văd ce ne interesează pe noi. Mamă, de cum a intrat în junglă, a început să forjeze placa video aici, nebun. Bine, acum, oprește centrala, hai că te aștept. Păi nu. Oprește centrala, deschide ușa, așa faci căldură în casă. Un pic de răcoare. Asta ziceam eu, că la The Lost Island asta nu-mi place, e prea deasă jungla, nu ai cum să explorezi ceva că nu vezi. Plus că, eu cred că și de-aia dracu au făcut așa. Cred că au primit la ultimul DLC multe comentarii de genul, trebuia mai optimizat. A, da? Bine. A, serios? Zici în sensul ăsta că de-ai dracu? Ok. Eu ca dev așa aș fi făcut. Deci ce spune pe acum? Eu mă cunosc. Bă, de ce ești mă al dracu? Aș fi, nu că sunt. Aș putea fi. Da. Așa că tu, săracul de tine, în viața reală, nu ești. Tu ești finuț așa și foarte ajutător și foarte... Mă, nici măcar nu știu să programez, deci normal. De treabă, evident. Dar nu ziceam de partea de dev, partea de al dracu. Asta vine la legătură, vine cu partea de dev. Aha, am înțeles. Deci devul te influențează. Da. Sigur că da. Bă, am găsit un drop din ăsta mov în junglă. Drop, what the fuck? Ok. Ceva frumos? Păi mi-e frică să cobor. E și asta o opțiune, într-adevăr. Dăm un pic să vedem dacă sare ceva pe noi. Pândește zona! Hai să ne încercăm norocul rapid. Ia tot. Fugi. Ridică-te în aer. Trebuie să dau rezoluția pe 640 dacă vreau. Ce să intru în junglă. Țeavă de metal și blueprint de simple rifle ammo. Really? Really? Am trenat jocul, gata. Bă, le arunc să știi că nu, n-are rost. Frumos. Țeava de metal, dar nici să nu te gândești așa ceva. Tu știi de când vreau să pun de aia în casă? Țeavă de apă de metal, bă. Ok. Pare tu ai zis, n-ai zis de care. Hopa! Yeah. Hopa! Okay, dar stai că... Completează.
Oviraptor, Oviraptor. Hai să vedem ce noroc avem dacă putem să-l prindem. Păi unde Dumnezeu în viață ești? L-am prins, mâncați-și. Wild male Oviraptor, level 40. Ăla e, tăticule. Da. Păi gata. Da, e pocărnăcior, nu ne trebuie ceva femel. Nu ne trebuie, nu. Unul singur ai nevoie, atât. În toată... Ce? Pă bune. E herma? E hermafrodit? Dar nu că... Din nou, doar prezența lui stimulează făcutul de ouă la celelalte animale. Aci, eu am înțeles că vrei ouul lui. Nu. Mă rog, sună un pic, scuze-mă. El ca și dinozaur, nu neapărat specimenul de față. Nu. Deci ai toată șmechirea. Dar acum buba e că presupun că dacă stau pe boost o să mi se ducă stamina rău de tot. Eu mă îndrept către casă, să știi, cu el. Poți, de exemplu, să nu stai pe boost. Ar fi și asta o opțiune, zic. Da, las. Hai că ne mai oprim din când în când. Mergem pe plajă și îl mai punem jos și îl mai luăm și îl mai punem și îl mai luăm. Nu știu exact la ce coordonate ești. Dacă puteam să dai niște coordonate ca să putem face din când în când schimb, ar fi poate... Eu acum sunt undeva la 20 cu... Stai unde, așa, 20 cu 29 oarecum pe plajă, deasupra de muntele de la cu zăpadă. E un... Mă îndrept. Așa, și da, eu continui înspre stânga, cum te uiți pe hartă. Da, să eviți, da. Ca să evit muntele de zăpadă și după aia, uite, e un golf acolo pe hărtuță. Da. Intru în golful ăla, tot pe plajă. Da. Și o să trec peste bucata de pământ, în jos. Mă îndrept și eu către tine acum. Da, ai deja foarte mult avans. Spune-mi, trebuie, unde l-ai găsit, ca să știm pe viitor. În jungle sau pe plajă? L-am găsit undeva la 20 cu 35, cam așa, pe plajă. Aha, deci pe plajă. Deci eu cred că inclusiv și pe la noi, numai ca asta, trebuie să se sponeze. Eventual, da. Ca să forțăm o sponare, putem să omorâm o grămadă de alte animale. Bun, deci eu dacă mă pun acum jos, el o să fugă de nebun un pic. Oh, really? Ok, am las stamina să-mi crească. Bravo, mă ridic în aer. Îl mai iau o dată, gata. E ok, it's manageable. Ok. Ca atâta timp cât nu-l ataci, știi, nu se sperie și... Bun, hai să mă uit un pic pe hărtuță. Dar ce putere are și ăsta? Simpla lui prezență. Păi, trezește la viață. Da, logica este în felul următor, că el mâncând ouă, stimulează toate creaturile să producă mai mult ouă ca să aibă mai multă mâncare. Păi și ce ouă îi dăm ustea să mănânce? Orice ouă, orice. Noi care n-avem nimic. O să-l domesticim cu ouă de dodo. Teoretic putem să-l domesticim. Ceva? Da. Teoretic am ouăle de dodo la mine și am putea să-l domesticim aici, dar... nu știu, mi-e frică. What the fuck? Ai, baza cuiva aici, măi. O să nu. Am găsit baza cuiva. Oare... Ești pe la golf? Da, am trecut bucata aia de pământ în jos, pe hartă. Okay. Oare am putea să... Ne postăm aici un pic și să-l domesticim ca să nu mai fugă. O avea nenea asta de aici... Păi nu durează? Păi ținând cont că e level 40. Ok. Nu e de asta pasiv, nu să-i dai ouă și gata, e al tău. Nu, e... Ok. Păi nu știu, ai narcul la tine? Am narcul, bineînțeles că-s pregătiți. Ia uite-l, mă! Mamă, ce... Wow, ce fain! Ha, ce tare! Mastodons de aia, cum se numesc? Zii să le zic elefanți, dar preistorici. Ok, gata. Cum se numește elefantul preistoric? Nu știu. Știi aia cu coarne și aia... Încă le... Făcute așa ca un corn? Coarne... Mastodonți, cred că mastodont. Dar du-te aproape de el sau pune ochianul pe el și vezi. Nu prea vreau să fac lucruri de-astea. Adio, din asală treaba. Un singur ou de dodo, doar 6,8%. Nu cred că facem asta, nu cred că.
Da, nu, no, las. Și nu poți să-l trezești? Lasă-l să se trezească. Păi, na. De sunt ce curios... momentul ăla să miroasă? Sunt curios dacă pot să-l iau pe sus. Pot să-i dau ouă de T-Rex dacă vrei. Dacă vrei ceartă în familie, în casă, dă-i. Sunt curios dacă pot să-l iau... Adormiți? Nu, no, nu mergi. Carlo. Ok, teoretic ce aș putea să-i bag? Aș putea să-i bag niște steam berries. Încă ții la treaba cu tăimăiala? Nu, 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 nu. Steam berries îl forțează să se trezească mai repede. Alea albe. Am înțeles. Ești pe plajă? Nu sunt pe plajă, sunt undeva în baza asta... Fix pe, dincolo de golf, adică am trecut peste bucata de pământ. Da. Și e o bază undeva pe o creastă care e deasupra apei. Nu știu cum să... A, stai că poți să-ți dau coordonate. Mereu uit că avem coordonate, what the fuck. Ok, deci latitudine 35 aproximativ cu longitudine 22 pe acolo. Fix în... Vezi celălalt golf de jos. Deci am trecut peste bucata aia, da, de pământ, între ape. 5 cu 22, da. Deci știm, dar nu văd nicio bază, că eu pe aici sunt, what the fuck? A fost un canion, ai trecut de canion? Păi da, sus de, deasupra de canion, nu? Băi, ce ciudă mie. Serios, la level 40 mă așteptam să se facă mai rapid din ouăle alea, dar n-a fost să fie. 35. Da, canionul ăsta e imens, corect. E un canion imens. A, mă vezi în dreapta ta. Baza asta aici. Tu ești ăsta, nu? Nu. Nu ești tu? A, nu ești. Ok. Asta e walkie. Înseamnă că e proprietar. Deci eu sunt pe noroc albă înaltă. Doamne, dar nu mi-a fost niciodată greu să găsesc o bază cum e acum. Și ești la înălțime sau ești mai poși jos? Da, e undeva pe o... Cum se cheamă asta? Creștet. Aha. Da, 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 e ceva de genul ăsta. Îi fur omului pe aici fibrele și chestii, încerc să dau de alea albe și al naibii că nu nimer nimic. Hai, bă! Au, te bă, mâncați-și. Tinto berries. Are un club omul. Dacă se supără pe mine, poate să-mi dea cu clubul. Da. Major berries. Steam berries, 20 fucking 4. Finally. Mane, cred că mi-ai dat coordonatele invers. Nu știu, se poate. La acum... 35 cu 22. 35 cu 22. E soiaki. O de T-Rex și cum stau pe aici? Este wacky. Mamă. Este wacky. Cum îl salut pe omul ăsta? Cu U? Play mode, whistle all, nu. Play mode. Okay. Clap, friendly, lower hands, cheer. Nu știam ce e. Salut. Așa, așa, așa. A, gata, gata, gata. Nu mi se încărca pentru că eu n-au calculator prost. Gata, mamă, mamă, ce de porți și a făcut omul. Aruncă, 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 aruncă. Am ajuns și eu în sfârșit. Unde e, mă, băiatul ăsta? Uite-l, mă, aici, tâlharul, mă, și trebuie... Mai... Avem nevoie de din alea albe, mure albe. Mure albe. Să-l trezim, okay, mai repede. Bine. I-am dat o 74 și abia. Băi, ce ciudă mea. Mure albe, oh my god, stai așa că sunteți pretențioase. Nu știu cum se cheamă, mereu uiți. Mure albe. Mure albe, yes. Mamă, dar și jocul e al dracu un pic, așa, am dat de toate. Steam berries, 72 am mai făcut de ele. Ia să vedem dacă reușim cu 72 să-l mai trezim un pic pe gușter. Ah, oh, stai că mai are un pic să te trezești. S-a trezit, fac, da, da. Repede. A, trebuie că să... n-are unde să facă, dar n-are unde. What the fuck, ah,
Ce apăsam, mă? Unde e băiatul? Nu mai mă lasă să mă mut de pe... De ce? Ah, cred că am foarte greu. Prinde-l, prinde-l, că eu am prea mult în inventar și m-am... N-am realizat. Păi, dar... Cu click dreapta, da? L-ai văzut? Aha, uite. Uite-l aici, cu click dreapta, da? Deci ține minte, cu click dreapta. Alo. L-am prins? Gata, l-am luat. Ok, hai să trecăs. Ok, ok. La mine nu se spawnează băieții ăștia. Oh, da, sper să funcționeze treaba asta. Ah, dar stai că eu ca prostul, știi, l-am și ăsta, dar nu m-am uitat să văd dacă au făcut o gușterii. Nu fac ăștia. Căcărezați-vă, mă. Oare dacă au level mai mare ajută cu ceva? Nu cred. Nu? Știi ce ar trebui să facem? Să-i facem un mic țarc. Lăsăm un pic să moară de foame. Vrei tu să... Un mic țarc în... Da, un mic țarc în jurul lui, că m-am grăbit, am uitat și... Nu știu unde... A, și vrei să-l închidem? Da, okay, da, da. Okay. Temporar, da, nu frumos. Temporar, temporar. Rapid. Vezi că ai unde ăsta de clădiri și chestii. Ăla acolo, găsit. Da. Teoretic, ceva micuț ar trebui să-i fie suficient. Ceva micuț facem. Ok, și eu mai mă uit la... După OO. Păcat că nu poți să-i pui frumos pe ăștia jos. Pe de-ai de Dodo. What the fuck, de ce nu poți să te iau pe în brațe? Pick up, dude. Options. Sunt foarte mândru, mi-am upgradat, sugerez să faci asta. Viteza de construcție contează foarte mult. Eu nu-mi băgasem acolo niciun punct până acum. De crafting. De crafting, da. Nu puteam să-l iau jos pentru că e gușterul ăsta aici. Îl aveam în spate și nu puteam să iau două pe sus. Acum merge, da, ok. Ce prost sunt, doamne, ce prost. Ce-ai făcut? Ce s-a întâmplat? Trebuie suport de wall. Știi că nu-i de ajuns doar să ai all-ul. Da, da, da. Trebuie să ai și suportul de all. Ia să vedem cât mai e unconscious. Hai că mergi. Și ce putea face? Dar cred că s-ar despona. Gen, să-l mutăm așa sălbatic aici lângă ăștia. Că cred că ar primi boss și sălbatic dacă ar fi. Aș distra enorm. Vezi că pun pereții și te folosești de băiatul ăla de pe spinare ca să poți să zbori. Da, da, da. Hai mă, hai niște ouă, vă rog eu frumos. Căcărezați-vă niște ouă, what the fuck. Bine, noi mai avem niște ouă. Ce-a dat? Un dilo egg. Oare e bun? Păi cred că e bun, da. Ia, mai avem dilo eggs. Mai avem două dilo eggs. Teranodon egg. Pegomastas, da, egg. Păi bagă pteranodonul, pentru că nu avem ce să facem cu el. Luăm și pe ăla de pegomastas? Hai că bag, nu zic nu. Da, stai așa, poate rezolvăm și nu mai e necesar să ne chinuim atâta. Îl iau și pe ăsta. Se trezi, mă, gușterul? Nu s-a trezit. Da, stai că trebuie să-mi iau zburătorul. Nu-l ții cu tine mereu? Păi a trebuit să iau dodourile de jos. Mai zis X, Iuhu! Nu? Viață, ia uite. Viață. Ia dude, ia să vedem aici ce se întâmplă. Deci, dodo egg, prima dată. Dilo egg a doua oară. Uite, uite cum. Cea mai bine. Pegomastas egg. Gata, 27 e făcut. Easy, 34, ia uite. Rupe. 40. Ca la bingo. 47, s-a strigat, gata, hai, încă 3. Mamă, știi cum au dispărut ouăle de Dodo? Jesus, dude. Îi plac. Mamă, dar chiar nu mai e nimica. Să sperăm că din Terra mai ține. Oh my god, oh my god, zim că... Oh my fuck! Oh, nu mai e! Hai bă, Dodo, bă, hai bă, Dodo, unul repede că îi se duce înapoi, îl pun pe ăla de... Ah, repede, unul de Dodo! Zim că merge, te rog eu frumos.
accesibil. Cum trebuie să facă așa repede? Merge, merge, merge. 96%, băgăm-i și piciorul. Îl punem pe ăla de T-Rex? Nu punem pe ăla de T-Rex, nu? Că facem keyball cu el, nu? Facem keyball-ul și ne trebuie, mane. Raha, ni s-a dus toate ouăle. Mamă, și ăla dă înapoi acum, nu? Da! Fuck! Of, Argentavisul și ăstea parcă nu le avem pe OAT. Nu, nu. Bă, bă, ce tâlhărie, bă. Da, da, atât ne-a fost, asta a fost. Uite, avem unul de Wyvern. Am văzut, speram să nu-l vezi. Da. Ok, bine, hai să mergem cât, deja cât am făcut, 48 de minute. Hai de cap, e bine. Cam atât episod de astăzi. Hai că rapid, bun, ușor, repede, de ce după T-Rex? A dat înapoi ăsta? A dat înapoi, păi, na. Păi și nu putem să-i facem să-l ținem în grădini lângă ceilalți, cum ai zis tu mai devreme? Așa facem. A, așa ce facem, ce să facem? Așa facem. Îl aducem, îi facem așa o din asta, o tunel până aici. Și-l da, punem lângă Dodo să crească ouăle în Dodo. Așa facem. Sună plan. Bun. Ne vedem data viitoare. Până atunci, multe salutări. Pa! Vă pupăm, dragilor. Pa, pa. Așa, 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 așa. Nu. Mamă, nu vrei zici să-l ducem cu pasăre? Nu, că mi-e frică. Lasă că e, i-am pregătit o asta foarte mică. O găurică foarte mică am acolo. Văzut, dar da, e pătut în cap. Așa, 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 așa. Hai, 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 că ești bine, ești bine. Stai, 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 lasă, lasă, lasă-l. Bun, perfect, perfect. 7. Gata, tati. Am prins? E prins? E prins! O întrebare este... Nu, no, cred că tot trebuie să fie domesticit. Vezi că deasupra lor apare doar inimioara, ceea ce înseamnă mate boost, și piua, sau cum Dumnezeu se cheamă. Și nu apare și un ou. Ar trebui să apară și un ou ca să fie egg boosted.